Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Oameni buni, vreau să vă spun că mi-am ascuns trotineta în pădure și vreau să vedem dacă o mai găsesc după 3 zile, dacă este în același loc. Și vreau să vă spun că am lăsat și un mesaj celui care o va găsi, va fi a lui. Așa că îl felicit pe cel care a găsit-o. Haideți să vedem dacă trotineta mea mai este în același loc. Până atunci scrieți-mi voi în comentarii unde credeți că am lăsat eu, bineînțeles în pădure, dar cum am lăsat-o? Ia spuneți-mi voi cum am lăsat eu. Bun, deci să oprim aici, așa, și... cam friguleț. Haideți să ne luăm și geaca pe noi. Cum facem? Cum facem? Mamă, dar strânge frigul ăsta. Haideți să vedem. Da, unde credeți că am lăsat eu trotineta? Cum am lăsat eu trotineta? Haideți să vedem. Acolo avem mănăstirea, ca de obicei. Știți foarte bine că îmi place să vizitez mănăstiri, îmi place să comunic și să socializez cu voi și în același timp să ne și distrăm. Asta am pus. Poate reușesc să-mi cumpăr și eu o altă trotinetă, poate reușesc și... Pentru că, bineînțeles, trotineta asta pe care o am eu este destul de tare și destul de bună, dar simt eu că parcă ar trebui să-mi fac și eu un cadou de Moș Crăciun. Ce ziceți de ideea asta? Da, un cadou de Moș Crăciun. Sunt curios dacă o mai găsesc. Se aud niște câini. Sper că nu mă mănâncă câinii pe aici. Da, nu, cu siguranță nu este pe aici. Chiar nu este pe aici. Ei, și așa am făcut eu răz de o trotinetă fără să vreau, ducându-mă la cumpărături. Mamă, ce m-am speriat. Nu știu dacă e pe aici, dar să știți că am văzut un mistreț în pădure. Mamă, plin de păianjen. Chiar am văzut un mistreț. Acum ar fi culmea să dăm și de mistreți, căutând trotineta. Da, sunt foarte, foarte curios. Acum mai găsesc această trotinetă. Am ajuns la... Hai să vedem. Băi, e ceva acolo. Care se tot mișcă. În fine, hai să vedem. Da, și luni am făcut un filmuleț cum îl ajut pe prietenul meu să își găsească o ofertă spre Dubai și ce am zis eu, haide să risc și să vedem dacă găsește cineva această trotinetă și în același timp să-mi cumpăr și eu o altă trotinetă. Am ajuns într-o zonă. Da, am văzut ceva aici, fără niciun fel de... Am văzut ceva mișcându-se.
aici. Ar fi culmea. Deci nu prea îmi place să dau de vreun mistreț sau ceva. Bă, dar eu nu mai știu unde am pus trotineta. Eu nu mai știu unde am pus trotineta. Pe lângă că nu o mai găsesc, dar nu mă las până nu o găsesc, că asta este ideea. Dacă găsesc locul unde am pus-o, dacă nu o mai găsesc, oricum eu am lăsat un bilet celui care o va găsi să o stăpânească sănătos. Dar nu o să ghiciți cum am pus eu sau unde am pus eu trotineta asta. Nici prin cap nu vă trece. Am zis să facem și un pic de caterincă și cel care o va găsi să aibă și un pic de muncă, nu? Na, dar nu mai știu. Nu știu dacă pe aici. Da, până la urmă i-am găsit prietenului meu să plece în Dubai și va pleca. Dar va pleca cu o colegă de-a lui, pentru că și aia s-a decis pe ultima 100 de metri să plece. Dar poate ocazia asta și se va, având în vedere că tocmai a ieșit dintr-o relație, poate pleacă cu colega lui și în același timp se... Unde suntem? Băi, eu nu mai știu unde suntem. Hai pe aici. Și în același timp poate să înțelege foarte bine cu colega lui. El este un omenaj super de nota 10 și merită să... Mi era puțin supărat când a ieșit din relații. Bun. Și acum să vedem unde este trotineta. Iară să bifurcă un drum, băi, eu nu mai știu pe unde era, mă. Să bifurcă. Pe aici? Pum. Mamă, dintre astea în ochi. Pânză de păianjen. Nu mai știu exact. Mamă, ce mi-a intrat asta în ochi. Așa. Ori am greșit eu drumul. Vreau să vă spun că această trotinetă este destul de bună. Are și o autonomie foarte, foarte bună, încărcare full. Cu treapta întâia de viteză, parcurs cu ea undeva la 60 de kilometri distanță, cu... și ai o viteză de 14 km la oră și... km, ok. Pe urmă, cu treapta a doua de viteză, bă, nu mai știu, parcă pe aici. Pe urmă, cu treapta a doua de viteză, te duci undeva la 20
25 de kilometri și parcurgi undeva la 40 de kilometri distanță. Așa. Iar cu treapta a treia prinzi destul de mult, undeva la 40-45 de kilometri la oră și te duci cu ea până în 15-17 kilometri distanță. Ai, mă, unde te-am pus? Că nu mai am. Nu mai am nici timp. Nu mai am nici timp. Deci GoPro este plin numai de pânze de păianjen. Cred că dacă o să o găsesc, o să dau un pic o tură cu ea. Da, pe drumul ăsta e. Dar nu știu dacă era mai la început. Hey, mergem puțin până încoace. Până aici. Și da, lăsați-mi un comentariu până descoperim locul. Unde credeți că am lăsat eu trotineta? Sau cum am lăsat eu trotineta electrică? Nu cred că e pe aici. Nu cred că este pe aici. Da. Nu cred. Și cred că m-am și pierdut. A fi culmea. Vreau să vă spun că în această pădure mai veneam cu prieteni și ne dădeam cu bicicleta și mai participam și la concursuri. Nu, mă, nu-i pe aici. M-am distanțat. Hai să ne întoarcem. Dar nu știu dacă chiar e pe aici. Da, se tot aud bubuiturile astea, nu știu dacă voi le auziți. Să vii așa singur în pădure. Ia uitați ce dease. Aici, în partea asta, nu prea este așa deasă. Dar acolo chiar am văzut ceva mișcându-se. Da. Sunt foarte curios. Am lăsat așa un bilet celui care o va găsi sau celei care o va găsi să-mi dea și mie un mesaj pe canalele de YouTube și anume Clanul PTM și vă mulțumesc din tot sufletul, oameni buni, că mă susțineți și că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă, nu știu, dacă aș putea să vă întorc bunătatea de care dați dovadă, v-aș întoarce cu vâr și îndesat. Bun, începusem să vă spun. Ce am scris eu acolo? Am scris așa. Să-mi dea un coment că a găsit-o și că dacă vrea să-mi mulțumească, bine, dacă nu, nu mă interesează, nu este obligat sau obligată să-mi mulțumescă. Așa. Ce mai e? Și dacă nu vrea să-mi dea pe canalul Clanul PTM, pe ăsta o să postez eu. Așa. Dacă poate să-mi dea pe PTM Octavian, pentru că noi mai avem încă un canal de YouTube și se numește PTM Octavian. Puteți să vă abonați și la acest canal. Da, este un canal destul de ok. Bă, nu mai mă duc aminte, mă. Uite cum m-am pierdut eu fără să vreau. Trebuia să mai merg în spate. Cred că trebuia să mai merg în spate. Da. Sau ăsta e drumul. Nu mai știu, mă. Acum 3 zile. Ia să vedem. Nu, ăla e drumul. Ia să vedem dacă se mai face încă un drum asemănător. Mamă, dar ce straniu e.
Nu, 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 nu. Sigur ăla-i drumul. Ne uităm puțin aici. Știu că am mers ceva cu ea. Am mers ceva cu ea. Și nu prea mai era o... Nu prea mai avea baterie. Văd că se face aici încă un drum. Ha? Sau nu? Mi se pare mie. Nu, ca astăzi voi bântui până găsesc locul. Poate o să închid camera și caut așa. Nu mă, se aud niște câini. Nu mă, nu, ăla e, alt drum nu mai. Alt drum nu mai. Deci dacă o găsesc, o mai las 3 zile aici. Sau să-i mut locul. Să o duc puțin mai în față. Nu știu, vedem acum. Dacă o să o găsesc pe aici, nu? Mamă, dar se aud niște câini. Nu, e prin zona asta, e aici. Nu, aici. Hai să vedem. Da. Da, am pus ochii totuși pe o altă trotinetă, undeva la 6.000 și ceva de lei. Și... De aceea mai mult vreau să fac chestia asta. Da, sunt foarte, foarte curios. Băi, eu chiar cred că am trecut de loc. Ia uite ce avem aici. Cine vrea pentru 6.049 să vină să calce aici. Da. Gata, am găsit drumul, deci am venit pe aici. Așa. Pe aici am venit. Mi-aduc aminte. Așa. Da, știu că se bifurca încă un drum aici. Adică am continuat așa, m-am întors înapoi și am venit pe, da, deci am dus încolo și am venit pe acest drum. Am venit pe acest drum, da, nu știu ce se tot aude, da, am venit pe aici, gata, am depistat. Așa, mai este încă un drum aici, deci nu era ăla, nu era drumul ăla, era pe aici, nu. Pe acolo am venit, pe aici m-am întors și am luat-o înainte. Da. Știu că am alunecat aici. Aici am alunecat cu ea, am căzut. Pe undeva pe aici am căzut. Da. Chiar sunt curios. Chiar sunt foarte, foarte curios. Dar nu era atâta apă. Când eu am venit, nu era atâta apă. Deci nu era atâta apă. Da. Și lăsați-mi voi un comentariu unde credeți că am lăsat eu trotineta sau unde am pus-o. Unde credeți că am pus eu trotineta? Dacă puteți să-mi spuneți unde credeți că am pus eu trotineta, ați putea să-mi dați așa un, cum se numește, un coment
unde credeți că am pus eu trotineta? Da, nu, pe aici, în aceste drumuri, pe partea asta pe aici. Și este foarte important să-mi spuneți unde credeți că am pus eu trotineta. Lăsați-mi un coment. Unde credeți că am pus eu trotineta? Că nu mai o găsesc în locul ăsta. Deci, oameni buni, am găsit trotineta, dar mă mir că nu a găsit-o cineva. Văd că a dispărut. Lipisem aici un cea hârtie băgată în într-un chiloțel. Uite, asta este. De aici, aici se încarcă. Niciodată nu prea am văzut trotineta pe dedesubt. Da, aici se încarcă trotineta. Ce mai avem aici? Așa, sunt la servis. Cu ocazia asta mă uit sub mașină. Știți, când mergi la servis, așa mă uit eu acum pe sub trotineta. Da, mă mir că am găsit-o. Haideți să găsim foaia aia unde am scris eu. Trebuie să fie pe aici undeva. Avem acolo ghemotă cu desfoară. Mamă, cum a ținut! Ce fel am legat-o! Este o trotinetă destul de ok, vă spun sincer, cu cameră. Și mă mir cum de... Nu știu ce să zic. A rezistat aici, mă? Unde am pus eu trotineta electrică? Haideți că să fac și un TikTok. Vorbesc serios, o să fac și un TikTok. Chiar nu-mi vine a crede că eu mi-am găsit, după 3 zile, mi-am găsit trotineta în același loc. Fac pariu că nu ați ghicit. Toți din cei care mi-ați scris comentariul, nu cred că ați ghicit unde am atârnat eu sau unde am pus eu trotineta electrică. Bun. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. O să o dau jos și o să încep să dau câteva ture de aici. Haideți să o fac împreună cu voi. Și poate fac și un TikTok. Așa. Așa. Da. Așa. Hai.
După 3 zile s-o găsește aici, ce tare e. Bun. Ce fel am agățat-o. Dar a stat bine aici. Să-ți agăți trotineta în pom. Ce tare. Ia să dăm asta așa de aici. Dar unde este foaia pe care am scris? Deci foaia pe care am scris. O să mă uit pe aici. Ia să vedem dacă mai are baterie. Da, asta ceva sus aici. Asta ceva sus aici, ia să vedem. Așa. Să vedem dacă mai are baterie după 3 zile. Bă, mai are baterie. Oameni buni, aceasta este trotineta mea. Mulțumesc din suflet că mă urmăriți, mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ceau, oameni buni, pa, 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 pa. Oricum, încet, încet, văd că s-a zegărit pe aici, așa, ce mai văd eu pe aici? Mai nimic. La revedere, oameni buni, ceau.